La mijlocul acestei săptămâni, pe timpul desfășurării unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii braconajului Pișticol, polițiștii de frontieră gălățeni au depistat pe malul stâng al fluviului Dunăra la trecere BAC 5 cetățeni cu vârstele cuprinse între 22 și 38 de ani, toți domiciliați în municipiul Galați, care desfășurau activități de pescuit. Doi dintre aceștia pescuiau dintr-o barcă de tablă cu ajutorul unei plase din ață pescărească, având o cantitate de 5 kg de pește specia caras, iar ceilalți trei cetățeni pescuiau de pe mal cu ajutorul unor năpăci. În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că niciunul dintre bărbați nu deținea documentele necesare desfășurării activității de pescuit comercial. Colegii mei au ridicat în vederea confiscării uneltele de pescuit în valoare totală de 1600 de lei, barca din tablă în valoare de 1000 de lei, iar cantitatea de pește a fost predată unității de profil în vederea valorificării acesteia. Polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale celor 5 bărbați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nedeținere a licenței sau autorizației de pescuit comercial, pescuit recreativ ori sportiv și deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a uneltelor de pescuit comercial.